Aveam o singură fată. Însă fiica mea mi-a spus cu câteva zile înainte de nuntă: Mamă, te rog să nu vii la nunta mea. O crescusem singură pe fiica mea, cu mari sacrificii, pentru că soarta nu fusese prea blândă cu noi. Eram o femeie simplă, săracă, dar întotdeauna am încercat să-i ofer fetei mele tot ce am avut eu mai bun. Chiar dacă hainele și celelalte lucruri pe care îi le cumpărasem erau modeste, o crescusem cu toată dragostea din lume. M-am zbătut mereu să-i ofer mai mult decât strictul necesar. Am vrut să aibă un viitor frumos, să nu se chinuie ca mine. Să aibă un loc de muncă unde să fie respectată și răsplătită pe măsură. A reușit să devină avocată, iar asta îmi bucura nespus inima. Fiica mea ajunsese să se căsătorească cu un bărbat dintr-o familie înstărită. Era un moment la care orice mamă visează. Dar cu câteva zile înainte de nuntă, ea mi-a spus ceva care mi-a zdrobit inima. Mamă, te rog să nu vii la nunta mea, mi-a spus ea, evitându-mi privirea. Nu înțelegeam de ce. Cum să nu merg la nunta propriei mele fiice? În inima mea, durerea era de neimaginat. Apoi am realizat că, în ochii ei, eu nu eram demnă de eveniment. Îi era rușine de mine, de hainele mele ponosite, de viața mea modestă. Eu, mama care o crescuse, care trecuse prin atâtea doar pentru ca ea să aibă un viitor mai bun, eram acum o povară. În ziua nunții, nu am putut să stau departe, oricât de mult încercasem. Am decis să merg la ceremonie, chiar dacă nu aveam rochii scumpe sau bijuterii strălucitoare. Eram cu inima frântă, dar plină de dragoste pentru fiica mea. Am stat în spatele bisericii, încercând să trec neobservată. Dar în momentul în care ea m-a văzut, s-a prefăcut că nu mă cunoaște. Ochii noștri s-au întâlnit pentru o secundă, dar ea și-a întors privirea ca și cum aș fi fost o străină. În următoarea clipă, am văzut că cineva a venit să mă alunge. Simțeam cum lumea mea se prăbușește. Lacrimile mi-ardeau obrajii. Chiar dacă îmi doream să fiu alături de ea, să mă pot bucura și eu de acel moment important, nu am vrut să-i stric bucuria acelei zile atât de importante. Eram gata să plec, să mă ascund, dar ceva neașteptat s-a întâmplat. Mirele, bărbatul pe care fiica mea urma să-l ia de soț, a observat scena. S-a apropiat de mine, m-a privit cu bunătate și mi-a spus: Dumneavoastră sunteți mama soției mele, nu-i așa? A întrebat el, cu un zâmbet cald pe buze. Am dat din cap, surprinsă și emoționată, neștiind ce să spun. El m-a îmbrățișat strâns și a zis: Vă mulțumesc pentru tot ce ați făcut pentru ea. Dacă nu erați dumneavoastră, ea nu ar fi astăzi femeia de care sunt atât de mândru. Apoi s-a întors către invitați și a spus cu voce tare: Aș dori să o prezint pe cea mai importantă femeie din viața noastră, mama soției mele. Datorită ei, am astăzi alături o femeie extraordinară. Fiica mea, care până atunci se prefăcuse că nu mă cunoaște, s-a oprit în loc. Se uita la mine cu ochii plini de lacrimi și vinovăție. A înțeles în acel moment cât de greșit fusese comportamentul ei. A venit spre mine cu lacrimi în ochi și m-a îmbrățișat strâns. Iartă-mă, mamă, a spus ea printre lacrimi. Am fost atât de orbită de teama că voi fi judecată de lume, încât am uitat ce e cu adevărat important. Tu ești totul pentru mine. M-am simțit ușurată, deși durerea din inimă încă persista. Dar atunci am ales să o iert. Era ziua nunții ei și oricât de mult mă rănise, nu voiam ca acea zi să fie umbrită de greșelile din trecut. Ceremonia a continuat, dar pentru mine nimic nu mai conta la fel de mult ca acel moment. Noroc că fiica mea și-a ales acel bărbat minunat, care nu m-a alungat de la nunta lor, ci m-a acceptat și a făcut-o și pe fiica mea să realizeze cât de mult greșește.
Slavă bunului Dumnezeu că mi-a dat un astfel de ginere cu inimă mare și bună. Morala acestei povești este că părinții, oricât de modești ar fi, merită respectul și recunoștința noastră, pentru că ei ne-au crescut și au făcut sacrificii pentru binele nostru. Bogăția adevărată nu stă în haine scumpe sau în avere, ci în iubirea și bunătatea pe care le primim de la părinți. A te simți rușinat cu părinții tăi doar pentru că nu au avut mult din punct de vedere material, înseamnă a uita de tot ceea ce contează cu adevărat: dragostea, grija și sacrificiile lor. Dacă ai ajuns până la finalul acestei povești, lasă o inimă și urmărește-ne și de acum înainte.